mulțumesc, domnule președinte, că ați acceptat să acordați acest interviu cotidianului România Liberă. Mai avem câteva zile până la începutul noului an școlar. Multe semne de întrebare legate de cum se vor întoarce copiii la școală, ce vor face cadre didactice, ce vi s-a transmis din partea Ministerului Educației și Cercetării până acest moment. Până să ne transmită ceva Ministerul Educației și Cercetării, cred că ar trebui să ne transmită Guvernul României. În primul rând că noi avem nevoie de un ordin comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Educației. Un ordin comun prin care se stabilesc toate regulile care trebuie să respectate de către unitățile de învățământ preuniversitar în momentul în care propun un scenariu sau altul referitor la începerea școlii. Nici până în momentul de față nu avem ordinul respectiv. Din partea Ministerului Sănătății nu am văzut decât niște norme de igienă care nu reprezintă decât un cadru general, care este valabil pentru orice situație, deci nu este ceva specific stării de urgență sau a stării de stări în care ne aflăm în momentul de față când avem acest virus deosebit de periculos, starea de alertă. Cu alte cuvinte, deci lucrurile se mișcă foarte greu. Din păcate, declarațiile pe care le dau specialiștii în domeniu sunt de multe ori contradictorii. Ne trezim în situația în care unii vin și spun măștile sunt obligatorii în sălile de clasă, în unitățile de învățământ, iar câteva ore mai târziu apar alți specialiști din partea Ministerului Sănătății și ne spun exact contrarul. Lucrul acesta nu poate fi acceptat. Gândiți-vă că până la urmă discutăm de peste 4 milioane de copii, discutăm de peste 250.000 de cadre didactice, 60.000 de salariați personal didactic auxiliar și nedidactic și, bineînțeles, milioane de părinți. Ori lucrurile trebuie să fie suficient de clare pentru toată lumea. Noi trebuie să asigurăm condiții de securitate a sănătății pentru copii, pentru personalul didactic, de predare didactic, auxiliar și nedidactic. Lucrurile acestea trebuie cunoscute. Ori uitați-vă, mai avem puțin, de la 1 septembrie începe anul școlar, din 14 septembrie ar trebui să înceapă școala și lucrurile acestea încă nu sunt stabilite. Se lansează tot felul de idei că vom separa prin paravane din plexic băncile, astfel încât elevii să nu intre în contact unii cu ceilalți, dar din păcate e nevoie și de bani pentru așa ceva. Ori noi despre ce discutăm în momentul de față? Deci e 175 de milioane de euro bani care vin pe fonduri europene. Ghidul se va lansa abia în 7 septembrie. Pe urmă se vor depune cererile de finanțare și urmează ca toate de conturile să facă undeva prin luna decembrie. Până atunci trebuie să cheltuiască cineva banii respectivi pentru dezinfectanți, pentru măști, pentru laptopuri, tablete și conexiuni la internet. Cine va face cheltuiala respectivă? Autoritățile locale, în baza unor sume de bani care s-ar putea să fie decontate la un moment dat, sunt întrebări care apar în momentul de față, întrebări care apar în mediul școlar, întrebări care apar în rândul autorităților locale. Nu poți să vii la un moment dat să spui, domne, știți ceva, noi nu asigurăm măști pentru toți copiii, ci doar pentru cei defavorizați. Nu asigurăm măști pentru cadrele didactice, că nu ne permitem așa ceva. Oameni buni, înțelegeți următorul lucru. Există o legislație în domeniu. Există codul muncii, care îmi stipulează foarte clar care este obligația angajatorului. Angajatorul trebuie să îmi pună la dispoziție toate mijloacele de protecție pentru desfășurarea activității mele în condiții normale într-o unitate de învățământ. Nu există situația că nu avem bani, luați-vă voi. Tot în codul muncii se stipulează foarte clar că nu este obligația mea și nu trebuie să cumpăr din salariul meu așa ceva. Dacă vor fi probleme legate de începerea anului școlar, aceste probleme se vor datora în exclusivitate celor care au putere de decizie și care vin cu astfel de mesaje mai mult decât contradictorii, mai mult decât revoltătoare, mai mult decât ambigue. Iată, pe 1 septembrie cadre didactice ar trebui să se întoarcă la unitățile de învățământ. Sunt cazuri în care unitatea de învățământ este închisă. Ce va crește oamenii? Îi se poate impune că nu s-a dus la muncă, nu s-a prezentat locul de muncă? Adică unitatea de învățământ este închisă. Este de administrația locală. Spun că fac pregătiri pentru noua școală și că nu se permite în acest moment cadrul didactic să intre în unitate la această dată. Eu n-am auzit o astfel de situație. Nu este treaba autorității locale să interzică intrarea într-o unitate de învățământ a cadrelor didactice. A, că se fac lucrări de reparații, ele trebuiau terminate de multă vreme.
Nu să ne prindă data de 1 septembrie și școala este încă în lucrări de reparații și mentenanță. Nu este normal așa ceva. Pe de altă parte, nu autoritatea locală este angajatorul meu. Eu trebuie să mă prezint la locul de muncă, voi veni la locul de muncă, că stabilesc un program, astfel încât să nu mă trăiesc un număr foarte mare de cadre didactice și personal angajat în același timp în unitatea de învățământ, ținând cont de pandemia aceasta, este cu totul și cu totul altceva. Dar nu pot să vin eu cadru didactic la școală și să constat că autoritatea locală mi interzice să intru acolo. Ar fi culmea. Ministerul Educației a organizat o licitație, rămâne să vedem dacă se va finaliza sau nu până la început anul școlar, pentru 250.000 de măști. Spun pentru copiii din familii defavorizate. An de an, doar cererea pentru rechizite era undeva 300.000, deci iată, chiar mai puțin decât cere pentru rechizite. 250.000 de măști? Da. Noi vă spunem că avem nevoie de 30 de milioane de măști pe lună pentru copii și cadre didactice. Ce să facem cu 250.000 de măști? Gândiți-vă la următorul lucru. Dacă ne apucăm să dăm măști doar pentru copiii care provin din medii sociale defavorizate, ce fac? Fac două intrări în școală? O intrare intră cei care vin din zonele sociale favorizate și pe altă intrare vin cei săraci? Asta înseamnă o discriminare fără precedent. Așa ceva nu poate fi tolerat și nu poate fi acceptat sub nicio formă. Ce fac în privința cadrelor didactice? Luați-vă din salariul vostru și dacă nu-mi permit, ce se întâmplă? Mă dai afară din școală? Deci sunt lucruri care sunt inacceptabile. Iar banii trebuiau identificați până acum. N-ai bani de la bugetul de stat? Foarte bine. Apelezi la fonduri europene. Dar nu vii abia acum, când mai puțin până la începerea anului școlar și venim cu proiecte care trebuie scrise, care trebuie cererile de finanțare înaintate către Ministerul Fondurilor sau către alte instituții abilitate. Acum vii și faci lucrurile acestea? Sau cer cuiva să cheltuiască, știți cum ar veni răspunderea lui. Iar dacă se vor deconta sau nu, mai vedem. Mai vedem prin 2021. Niciun director nu își va permite așa ceva. Ce li se pune la dispoziție? Niște numere de telefon? Să dea telefon la guvern să vadă cum pot fi accesați o parte din cei 175 de milioane de euro? Haideți să fim serioși. Avem nevoie de resursă umană. S-au gândit cei din executiv la așa ceva? Dacă noi trebuie să separăm, să șindăm clasele, acolo unde avem efective foarte mari de preșcolari la grupă și de elevi la clasă, trebuie să angajăm resursă umană. Pe ce perioadă îi angajăm? Vom menține niște reguli și după ce va trece această pandemie? Sau, de fapt, revenim la practicile binecunoscute legate de învățământ? Vorba aceea, să poate și cu 36 de copii la clasă, să poate și cu personal insuficient. Întrebări puse de directorii unităților de învățământ. Angajăm oameni. Bine, legea nu ne permite în momentul de față, că încă nu s-a modificat. Angajăm oameni. Ce facem cu ei peste un an? Îi dăm afară? Deci sunt întrebări legitime ale consiliilor de administrație, ale directorilor și ale colegilor noștri. Am nevoie de resurse, de personal nedidactic. Pentru că școala care funcționează în condiții de pandemie are nevoie de anumite reguli și de o anumită igienă. Ori noi avem personal insuficient. Când mai avem timp să angajăm personal nedidactic? Și în ce condiții vor lucra acești oameni? Le spunem și lor că, domnule, ne pare rău, nu avem bani pentru echipamente de protecție pentru voi. Sacrificați-vă! Știți cum este? Trimit cadre didactice, trimit personalul din unitățile de învățământ, didactic, auxiliar și didactic, la luptă, dar fără niciun fel de armă. Este inadmisibil așa ceva. Nicăieri nu se întâmplă un astfel de lucru. Sunt obligații care revin în totalitate celor care au putere de decizie. Și aici vreau să atrag atenția. Ne deranjează discursul politicianist. Nu mă interesează în momentul de față care sunt la putere, care sunt în opoziție. Nu pot să le cer celor care au putere de decizie în momentul de față să-și asume răspunderea pentru ceea ce s-a distrus vreme de 30 de ani. Răspunderea este colectivă. Ori ar trebui ca în aceste momente să uite de disputele lor politice, să uite de intervențiile care intră în logica electorală a campaniei pentru alegerile locale și parlamentare care vor veni. Și atunci când discută de educație, să se gândească că este un bun al tuturor și responsabilitatea le revine în egală măsură. Pe mine nu mă interesează disputele lor, pe mine mă interesează ce fac împreună ca școala să înceapă în condiții de siguranță pentru elevi, cadre didactice, personal didactic, auxiliar și nedidactic. Nu avem răspuns ce se întâmplă cu cadrele didactice care au boli asociate, care sunt pe zonele de risc. Avem profesori care preferă să pensioneze. Avem pensionari care nu vor să mai lucreze în sistem. Pentru că lucrurile nu sunt clare. Iar Ministerul Sănătății amână și tot amână
transmiterea acelui proiect de regulament care să permită elaborarea acelui ordin comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății. Iată, vorbim despre amânare a majorii salariale pentru cadre de învățământ și se discută chiar despre o muncă mai în plus pentru cadre didactice, având în vedere scenarii reprezentate în Ministerul Educației, ar putea cadre didactice, pe lângă ore de la școală, să aibă și ore suplimentare online cu ceilalți elevi. Orele online, care nu înseamnă doar o simplă conexiune cu elevul, sunt mult mai complicate și mult mai cu o încărcătură psihică mult mai mare decât orele face-to-face. În situația în care activitatea cadrului didactic va crește peste ceea ce face el în momentul de față, dacă se merge pe varianta orelor suplimentare, ele trebuie plătite. Cel mai important ar fi să angajezi oameni, pentru că uitați-vă, în momentul de față, în Italia, se pune problema angajării a 50.000 de cadre didactice, a suplimentării cu 20.000 de clase, pentru ca școala să poată funcționa în condiții de pandemie. Ori la noi așteptăm și acum să apară actul normativ vis-a-vis de posibilitatea ocupării posturilor respective. La noi încă se mai așteaptă. În privința creșterilor salariale din septembrie, este o dublă măsură pe care o folosește în momentul de față guvernul. Și lucrul acesta nu poate fi acceptat. Noi am înțeles în momentul în care personalul din sănătate a beneficiat de aplicarea legii salarizării în integralitate într-o singură tranșă. Era normal. Medicii buni, majoritatea medicilor și asistentelor părăseau România. Aveam nevoie să-i stabilizăm. Am înțeles și măsura de acordare unui stimulent de 2.500 de lei pentru că ei erau și sunt în prima linie. Numai medic sau angajat în sistemul de sănătate publică să nu fie în momentul de față. Oamenii ăștia își riscă viața. Dar începând din 14 septembrie, cadrele didactice vor fi față în față cu zeci, sute, mii de copii. Intră în prima linie. Riscul este major. Ori noi nu venim să cerem ceva suplimentar. Nu venim să cerem sporuri suplimentare care ar fi îndreptățite. Noi ceream respectarea prevederilor ordonanței 114, respectiv faptul că ceea ce prevede legea 153 a salarizării nu se termina, nu se aplica până în 2022, se finaliza în septembrie 2020. Banii respectivi erau prinși în bugetul educației. Ori în situația în care Ministerul de Finanțe minte cu nerușinare, spunând că nu existau banii de rigoare, atâta vreme cât noi știam acest lucru, atâta vreme cât există declarațiile lor publice, și știm că au luat banii pentru creșterile salariale și au mutat pe alte categorii de cheltuieli, lucrul acesta nu poate fi tolerat. Nu pot accepta ca și cadru didactic, nu pot accepta ca și angajat în sistemul de învățământ să fiu mințit. Una este să vii să-mi spui, domnule, suntem într-o situație de criză, a trebuit să dăm bani pentru creșterea pensiilor, pentru creșterea locațiilor și pentru alte fantezii populiste lansate de Parlament, da? Și altceva, și nu mai putem să acordăm în momentul de față creșterile salariale și amânăm cu un an, ori altceva este să mă minți în față. Ori minciuna nu poate fi acceptată. Iar eu nu pot accepta ca personalul din învățământ să fie încă o dată desconsiderat, să se dea dovadă de lipsă de respect față de această categorie care va fi în prima linie din 14 septembrie. Și să nu uite ceva, toți politicienii, faptul că anul școlar care se va încheia în 31 august, s-a finalizat în bune condiții. Faptul că ne numărăm printre puținele țări unde s-au desfășurat examenele în format clasic, în interesul elevilor și al părinților, ar trebui să le dea de gândit și să înțeleagă că nu mai poți amâna luarea unor decizii care vizează statutul socioprofesional al cadrelor didactice. Dacă îi respecti cu adevărat, nu-i minți și aduci la îndeplinire acte normative, care chiar dacă nu ți aparțin ție, ar trebui să le pui în aplicare. Și am un mesaj aici și pentru majoritatea parlamentară, care decide în momentul de față. Au posibilitatea ca ordonanța 114, care prevede creșterile salariale de la 1 septembrie, să fie transformată în proiect de lege, să nu mai fie ținută în sertar. Așa cum au știut să se miște rapid când a fost vorba de alocații și de pensii, așteptăm să-i vedem pe distinși Ion Ciolacu și ceilalți reprezentanți ai majorității parlamentare că fac același lucru și cu ordonanța 114. Așteptăm cu nerăbdare să-i vedem cum
anulează din ordonanța privind rectificarea bugetară acel articol care amână creșterile salariale din septembrie anul acesta pentru luna septembrie anului viitor. Și le atrag atenția că este o încălcare și a legii salarizării, o încălcare a voinței legiuitorului, pentru că prin această amânare și creșterea salarială care ar fi trebuit acordată pe legea 153 de la 1 ianuarie 2021 este amânată și ea pentru 1 septembrie 2021. Sunt lucruri inacceptabile și le cerem și celor care sunt în Parlament să ia deciziile care se impun. Ne-am săturat de povești, ne-am săturat de campania lor, vrem să fie racordați la problemele cu care noi ne confruntăm. Vrem răspunsuri clare pentru elevi, pentru părinți, pentru cadre didactice, pentru personal didactic și didactic auxiliar. Nu amânări, nu declarații contradictorii. Considerați că Ministerul Sănătății sau poate alte ministere s-au implicat prea mult peste Ministerul Educației în această perioadă? Rolul Ministerului Sănătății devine esențial, pentru că acolo sunt specialiștii care ar trebui să vorbească în situații de pandemie. Dar, din păcate, reacțiile lor se iau cu mare întârziere și nu sunt racordate la calendarul activităților dintr-o unitate de învățământ și la specificul a ceea ce se întâmplă în sistemul de învățământ preuniversitar. Mai ales preuniversitar. Aici avem copii de la cele mai fragede vârste, avem cel mai mare număr de copii, cel mai mare număr de cadre didactice și de personal angajat. Și cele mai mari riscuri. Stăteam și analizam normele de igienă care le reactualizează oarecum pe cele care au apărut în 1995, că de atunci nu s-a mai mișcat absolut nimeni. Vreau să vă spun că o mare parte dintre ele sunt imposibil de pus în aplicare. Este interesant când vorbim de numărul de kilograme pe care ar trebui să îl ducă într-un ghiozdan un copilaș. Este interesant să vorbim de cum ar trebui să fie ventilată o sală de clasă. Este interesant să vorbim și de cubajul care ar trebui alocat fiecărui copil. Păi la clase care sunt construite în perioada comunistă, clase mici, unde am 3-6 de copii, ce cubaj pot respecta acolo? Sunt lucruri fanteziste. Da, sunt normale, ar trebui respectate. Dar în condițiile care s-au retrocedat sute de spații de învățământ, s-au schimbat destinația a mii de spații de învățământ. În momentul de față am intrat într-o criză profundă. Ori fără investiții masive nu se poate rezolva astfel de situație. Stau și îmi pun întrebarea. Politicienii noștri, indiferent de unde provin ei, nu înțeleg că această pandemie ne aduce în fața unei decizii foarte importante, că nu mai putem continua ca până acum, că lucrurile se schimbă radical. Este un avertisment pe care îl primim cu toții. Înțeleg acest lucru sau și în momentul de față mergem cu un sistem de finanțare per capita care este falimentar, care nu asigură decât redistribuirea sărăciei în toate unitățile de învățământ din România, atâta tot, nu permite dezvoltarea și reformarea școlii românești sub nicio formă. Înțeleg lucrurile acestea sau din contră, la fel ca și până acum, vom căuta argumente, de ce nu putem finanța școala, de ce nu ne permitem să dăm bani la școală, da? De ce nu avem resursă umană, de ce directorii trebuie să se încadreze într-un cost standard subdimensionat, de ce cheltuielile pentru finanțarea complementară sunt derizorii, de ce unele autorități locale nu-și fac treaba din punctul ăsta de vedere, de ce în permanență trebuie să se încadreze într-un număr de posturi care la rândul lui este subdimensionat, cu normative care sunt total depășite. Iată realități. Realități ale școlii românești. Având în vedere aceste realități, situația, practică, multe care de aceea pot considera că viața, sănătatea este pusă în pericol. Că, iată, majoritatea salariale sunt amânate. Din teritoriu, vi s-a cerut, profesorii ar dori anumite proteste, modalități de a protesta față de aceste decizii ale autorităților centrale? Eu aș putea transmite următorul lucru. Pe legislația existentă în România, în privința activităților, acțiunilor de protest, care pot fi declanșate de organizațiile sindicale, nu poți declanșa grevă generală pentru creșteri salariale. Au gândit foarte bine modificările pe legea 62 și pe toate celelalte acte subsecvente, astfel încât să interzică acest drept organizațiilor sindicale. Dar în condițiile în care tu, angajator,
îmi pui la dispoziție toate mijloacele de protecție pentru unitatea de învățământ, pentru sănătatea cadrelor didactice, pentru sănătatea copiilor, nu am echipamentele necesare, în condițiile în care tu nu furnizezi device-urile necesare pentru predarea în varianta hibrid sau în varianta nedorită de toată lumea, doar online, în condițiile acelea pot să acționez. Pentru așa ceva pot să fac grevă. Și eu sper că nu vom ajunge într-o astfel de situație. Vom face un lucru care poate nu va conveni nimănui. Știu, poate guvernul îi convine o grevă generală, pentru că ar găsi o justificare pentru neînceperea anului școlar. Dom'le, noi eram pregătiți ca și executiv, eram pregătiți ca și guvern să începem anul școlar, dar nu putem din cauza profesorilor și a sindicatelor să intre în grevă generală doar pentru creșterile salariale. Nu vreau să le oferim acest argument, sub nicio formă. Vrem doar ca prin zelul de care vom da dovadă fiecare, la locul nostru de muncă, să scoatem în evidență tot ceea ce ar fi trebuit să facă cel cu putere de decizie și nu a făcut. Vom scoate în evidență astfel de lucruri. În fiecare unitate de învățământ este obligația noastră, ca lider de sindicat, ca și cadre didactice, ca personal nedidactic, să taxăm fiecare acțiune necorespunzătoare a celui care putea să schimbe lucrurile, a celui care are obligații asumate prin lege pentru a asigura sănătatea personalului angajat în unitățile de învățământ și a elevilor care intră în unitățile de învățământ. Vom face tot ceea ce este necesar din acest punct de vedere. Și lucrurile acestea se vor întâmpla împreună cu elevii și părinții. Sper că în ceasul al 12-lea, guvernanții noștri și nu numai, și majoritatea aceea parlamentară să înțeleagă că nu se mai poate. Și că trebuie să finanțeze școala românească. Și că trebuie să asigure numărul de angajați suficienți pentru și ca personal didactic de predare și didactic auxiliar și nedidactic. Că nu se mai poate ca până acum. Care ar fi deficitul de cadre didactice din informația dumneavoastră în acest moment? Reducerea numărului de elevi dintr-o clasă. Vă spun, discutăm de 10.000 de posturi de personal didactic de predare și nedidactic. Nu se poate face școală cu grupe de 36 până la 40 de preșcolari. Nu se poate face școală cu clasă pregătitoare de peste 36 de copii. Acolo nu vorbim de calitate. Și nu putem vorbi de siguranța copiilor în astfel de școli. Până acum nu s-a știut decât un singur lucru. Comasăm. Da? Dacă vrei să ai bani pentru plata salariilor și a utilităților până la sfârșitul anului școlar, ai nevoie de câți mai mulți copii. Avem educatoare care lucrează cu mai mulți preșcolari la grupă, dând declarații pe proprie răspundere. Cine își mai permite să facă așa ceva? Ca o concluzie, cum vedeți noul an școlar, începutul noului an școlar? Vom avea copii care părinții refuză să-și trimită copiii la școală, poate și cadre didactice care se tem să vină la unități de învățământ? Cum vedeți? Da, există acest risc. În condițiile în care, repet, declarații contradictorii la cel mai înalt nivel. Astăzi se spune un lucru, mine se spune altceva. Ba cu mască, ba fără mască. Nu se dau informații clare vis-a-vis de resursa umană care va fi angajată pe partea de personal nedidactic, personalul de îngrijire din unitățile de învățământ. Nu știm foarte clar ce se întâmplă cu echipamentele de protecție. Nu se știe foarte clar când vor exista device-urile pentru elevi și pentru cadre didactice, conexiune la internet. Există această posibilitate ca părinții să nu-și trimită copiii la școală și, bineînțeles, și cadrele didactice să reacționeze ca atare. Când viața le este pusă în pericol, categoric pot să reacționeze. Și eu înțeleg și sunt de partea lor și îi vom susține ca atare. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, că ați acordat acest interviu pentru noi. Un an școală cât mai mult.